Acordarea votului de încredere guvernului recean s-a produs astăzi pe fundalul lozincilor scandate de deputații BEX din opoziție. Rușine, libertatea de exprimare și alegere anticipată. Aceștia au blocat tribuna Parlamentului și nu au participat la procedura de vot pentru noul prim-ministru, desemnat personal de președintele Maia Sandu. Deputații fracțiunii Partidului Șor au boicotat ședința de astăzi a legislativului. Candidatul la funcția de prim-ministru, Dorin Recean, și-a început discursul în Parlament enumerând prioritățile sale. Ordinea în structurile statului, dezvoltarea economică, pacea și stabilitatea. Încă de la începutul discursului, Recean a infirmat asigurările unor analiști politici că acest cabinet va fi unul tehnocrat și nu de partid. Obiectivul planului de guvernare este să implementăm viziunea de dezvoltare a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și planul de guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate și să-l ajustăm la realitățile curente. Componența cabinetului Recean s-a dovedit aproape identică cu cea a cabinetului Gavrilița. Aproape toți miniștrii și-au păstrat funcțiile, iar unii chiar au fost promovați în funcția de vicepremier, cum ar fi Dumitru Alaiba. Recean a reafirmat succesiunea guvernului Gavrilița și a anunțat că, la fel ca predecesorul său, intenționează să guverneze prin intermediul stării de urgență. Starea de urgență este un mecanism necesar pentru starea de urgență. Noi suntem în situații de urgență și imediat ce vom diminua aceste riscuri, vom elimina starea de urgență ca și mecanism de gestionare. Starea de urgență este instrumentul constituțional pentru ca să acționăm prompt în situații volatile. Vom lucra ca să diminuăm din această volatilitate și atunci, evident, vom scoate această stare de urgență. Continuitatea poate fi observată și în argumente. Aparent, Recean a decis să nu se retragă din retorica deja declarată a predecesorului său sau de a da vina pe război pentru orice. Când Marina Tauber, deputată din partea fracțiunii Șor, i-a adus candidatului la funcția de prim-ministru un teanc de facturi pentru ca guvernul să pună în aplicare inițiativa Mișcării pentru Popor și să le plătească, Recean a declarat că jumătate din aceste facturi au fost deja plătite de guvern și i-a reamintit că valoarea facturilor a crescut din cauza războiului. Facturile la energie au crescut din cauza creșterii prețurilor la gaze, din cauza prețurilor internaționale la energie, care au fost cauzate de războiul Rusiei în Ucraina. Conform legii, deputații au dreptul de a vorbi de la tribuna centrală înainte de vot. Cu toate acestea, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că toate fracțiunile ar trebui să se limiteze la doi vorbitori. Acest lucru a nemulțumit opoziția, iar deputații BCS au blocat tribuna centrală. Drept urmare, 62 de deputați PAS au votat pentru guvernul lui Dorin Recean, pe fundal de fluierături și strigăte, rușine, libertate de exprimare și alegeri anticipate. Fracțiunea Șor a boicotat ședința. Imediat ce noul cabinet a primit votul de încredere din partea majorității, echipa guvernamentală, condusă de premierul Dorin Recean, a depus jurământul de investitură în cadrul unei ceremonii desfășurate la președinție.